Vinovat de tragedie este un bărbat de 59 de ani din Râmnicu Sărat care se afla la volanul unui autoturism Ford. El a pătruns cu mașina pe drumul European 85 de pe un drum lateral, fără a acorda prioritate de trecere unui alt autoturism Mercedes care circula de la Buzău către Râmnicu Sărat, condus de un râmnician în vârstă de 33 de ani. În urma impactului, ambii șoferi au fost răniți, iar pasagera din Ford, în vârstă de 56 de ani, a decedat. În acest eveniment rutier au fost implicate două autoturisme. Din acest eveniment rutier a rezultat decesul unei persoane și rănirea ușoară a alteia. Un autoturism care circula din direcția Buzău către Râmnicu Sărat a intrat în coliziune cu un autoturism care a pătruns pe DN285 fără să se asigure și fără să respecte indicatorul de oprire, da, care s-a aflat pe acel sens de mers. Cei doi șoferi au fost transportați la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat în stare stabilă. Tânărul de 33 de ani a scăpat doar cu câteva lovituri, însă bărbatul de 56 de ani are multiple traumatisme în zona toracelui, abdomenului și o fractură a antebrațului. Ulterior, acesta a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Buzău. În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul șoferului de 33 de ani, a rezultat o concentrație de 0,70 mg pe litrul de alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.